Presa liberă trecere. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun din nou, sunteți la Presa Liberă Trecere și am decis în ediția de astăzi să vă aducem informații cu privire la activitatea administrației domeniului public din Râmnicu Sărat. Serviciul construcții și asfaltări, dar și serviciul întreținere spații verzi, serviciul de ecarisaj, dar putem discuta și despre întreținerea locurilor de joacă în municipiul Râmnicu Sărat și alte lucrări și acțiuni demarate în ultima perioadă de ADP Râmnicu Sărat. Îl avem prezent în studio în ediția de astăzi pe domnul inginer Viorel Scoruș, reprezentantul ADP-ului. Bună seara, bine ați revenit și cu vești proaspete pentru telespectatori. Da, bineînțeles. Da. Pentru că ne apropiem și de finalul anului, să vedem cum va fi vremea, ce lucrări mai permite vremea pentru ADP Râmnicu Sărat. Pentru a trage concluzia, trebuie înainte de toate să ne spuneți cum ați început în acest sezon. Da, sărbuna. Anul acesta a fost un an fructuos pentru noi, bogat în multe activități pe care le-am dus la bun sfârșit și cum dumneavoastră bine ați început, toamna se numără băbuci, este o zicală din rând. Și noi avem ce număra și poate în seara aceasta încercăm să și le enumerăm o parte din activitățile noastre, bineînțeles pe cele mai importante. Dacă timpul ne va permite, vom intra și în detaliu. Dumneavoastră a zis de asfaltări. Da, pentru că este cel mai important serviciu pe care îl coordonați. Râmnicenii sunt interesați de fiecare dată de asfaltarea străzilor pe care dumnealor locuiesc sau de plombarea anumitor cratere apărute pe partea carosabilă, reamenajarea trotuarelor. Vă rog. Da, serviciul asfaltării într-adevăr este un serviciu important în primul rând pentru noi și pentru comunitatea unde noi desfășurăm diverse activități de interes local. Asfaltării, după cum multă lume a văzut, a început în anul acesta pe Matei Basarab. Acolo este o lucrare începută de fapt de anul trecut prin bordurarea și încasetarea cu bordură a pomilor. Lucrarea pe care am finalizat-o la sfârșitul anului trecut. Anul acesta ne-a venit foarte ușor să aștergem covorul asfaltic pe aceste trotuare. Până la ora aceasta am asfaltat o mare parte din strada Matei Basara pe o parte și pe alta, astfel încât acum ne aflăm de la strada Independenței, am început pe firul spre gară, pe partea dreaptă. Mai avem un pic și terminăm. În afară de Matei Basarab, am făcut odată cu începerea unui școlar o bucurie la școlile și la elevii care învață în acele școli, școala generală numărul 5, școala generală numărul 1, școala generală numărul 2, școala generală numărul 6, prin care le-am făcut o amplă lucrare de asfaltare. La școala 5 și la școala numărul 1 am făcut partea de teren sportiv. O suprafață destul de mare la fiecare din aceste școli. La școala 6, am spus, la școala 2 am făcut și în curte la azilul de bătrâni. Am mai asfaltat și la grădinița Muguraș de lângă poliție. Anual se întâmplă să interveniți în curtea interioară a unităților de învățământ, să asfaltați curtea sau periodic? Nu, nu neapărat. La școala 6 am intervenit și anul trecut în partea din față a școlilor. Aceste școli, dacă dânșii au o anumită lucrare în curte și se sparge covor asfaltic, e firesc că intervenim și noi. Dintre aceste școli, la școala 6 am făcut o lucrare de amploare mai mare. Și după marcajul terenul la școala 6 și la școala 1 chiar arată foarte bine. Cu bani din bugetul local au fost posibile aceste lucrări? Am înțeles că la
școlile acestea au avut alocat fonduri pentru a putea să ne plătească nouă lucrarea, noi recuperând banii ulterior. Bineînțeles că asfaltarea mai facem și prin parcări și branșamentele, că fiecare cetățean nu poate să le facă toate lucrările când își face o casă și își eșalonează anumite lucrări, printre care și aceea de aducțiune a apei sau gazului și este nevoit să facă spargerea cuvântului asfaltic în dreptul curților. Și noi, contracost, bineînțeles, intervenim și așternem covorul asfaltic și aici, astfel încât nu numai participați la trafic, chiar și pietonii pe trotuare să nu întâmpină probleme la traversarea acestor zone. În afară de asfaltarea trotuarelor pe strada Matei Basarab, ce alte lucrări de amploare au fost realizate pe această linie? L-am văzut în piața halelor zilele trecute. Da, erau acolo colegii dumneavoastră, chiar am stat de vorbă cu dumnealor. Am avut acolo o reclamație că, știți, noi ne programăm niște lucrări la începutul anului, cerem niște bani la buget de la primărie și mulțumim pe această cauză Consiliul Local pentru acordarea fondurilor. Dar a intervenit și anumite, solicitări din partea cetățenilor. În cazul în care a spus dumneavoastră, a fost solicitarea de la niște locatari după strada Rozelor, care au reclamat faptul că când sunt ploi abundente, le intră apă pe scara blocurilor. Și atunci noi am profilat trotuarul respectiv în sensul că l-am mai înălțat un pic, ocazie cu care am îngustat trotuarul și am dat parcării, acolo e o problemă și cu parcarea autoturismelor, astfel că nu mai fie un blocaj, spuneau dânsii sâmbăta și duminica, zona de piață, toată lumea vine, cumpără sau vinde ceva. Și a venit foarte bine această solicitare. Întâi l-am bordurat trotuarul, l-am profilat și după care am așteptat un covor asfaltic și sperăm să nu mai fie probleme acolo. Acum sunt mulțumiți cetățenii? Ați reușit să trageți concluziile? Da, 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 da. Și sperăm așa să aceeași mulțumire să o vedem de fiecare dată pe acolo pe unde ADP-ul trece, lucrătorii de la ADP. Și cum se procedează în momentul în care dumnealor se confruntă cu o problemă similară? Se adresează asociațiile de proprietari sau vin la primărie, înștiințează primăria Râmnicu Sărat și situația ajunge în atenția dumneavoastră? Da, bineînțeles că trebuie respectat o procedură, că știți că solicitările astea uneori poate să fie și mai exagerate. Ei, atunci când sunt dezbătute de o comunitate, în cazul acesta o asociație, acolo există un președinte de asociație, își asumă un risc, va face niște documente către primărie, primăria, bineînțeles, ne va mâna nouă și noi, în funcție de alte lucrări sau dacă prezintă o urgență, intervenim negreșit în acel loc. Și am spus și se încheie cu mulțumirea ambelor părți. Au fost necesare intervenții, lucrări de bordurare pe anumite artere din municipiul Râmnicu Sărat? Da, și după cum... Ați fost văzuți anul acesta în partea de nord a municipiului Râmnicu Sărat? Da, am fost pe strada Petrele Fete, am făcut o bordurare acolo și o profilare a străzii respective, astfel încât să vină mai ușor pentru asfaltarea străzii respective. O aveam de mult programat acea stradă, am spus anul ăsta au fost fonduri și am putut face mai multe lucrări, o să le enumerăm în funcție de timp, după care, după finalizarea acelor lucrare, aici trebuie să spun, lucrare a fost făcută de lucrătorii de la construcții străzi, eu îi numesc dregetot, așa, la oameni, că sărace sunt, datorită numărul mic de lucrători pe care îi avem, pe aceștia chiar îi folosim în mai multe locuri. Nu numai, dar în special pe ei. După ce termină stradă și nu numai, mai intervine, de exemplu, o grădiniță, vrea să-ți mută mobilierul. Doamna de acolo, bineînțeles, nu pot, copiii nici atât.
Și atunci ne solicită pe noi și noi, cum suntem de interes local, satisfacem și aceste doleanțe. După care revin, își continuă treaba. A fost așa niște nemulțumiri, dar ei s-au obișnuit, au văzut că noi îi prețuim și punem bază pe ei și atunci au dat și seama de importanța muncilor și nu au mai fost comentarii. După bordurarea străzii Pietrele Fetei, am trecut pe altă stradă cu probleme, strada Cloșca, pe care am finalizat-o și pe aceasta. Aici, în schimb, nu s-a făcut așternerea covorului asfaltic. Speram că la anul. Dar noi am pregătit totul, astfel încât după lucrare, când trecea o mașină pe acolo, se făcea un colb de praf. Și am depus și piatră spartă și am cilindrat-o. Am făcut și noi câteva probe dacă se mai ridică praful. Nu s-a mai ridicat. Cetățenii au înțeles că e pentru o perioadă lucrul acesta și la anul vom face și acolo asfaltarea străzilor respective. Deci este o lucrare provizorie până când municipiul își va permite un proiect de dezvoltare, un proiect serios. Știm că problemele de infrastructură în municipiul Râmnicu-Sărat sunt serioase și ne-ați mai spus pe parcursul acestui an că încercați să rezolvați situațiile în funcție de banii pe care aveți alocați. Ați intervenit și în cartierele de la periferie pentru că aici sunt probleme cu adevărat serioase. La cartierele de la periferie, să zic că foarte puțin am intervenit. Am început, dacă aș putea să fac o extrapolare așa, tot marginal și este parcul Bariera Focșan. Dar poate când o să vină tema discuției o să dezvoltăm și acolo. Au fost mici lucrările prin cartiere marginale și numai dacă au fost solicitări. Așa. De exemplu, ale cu Bagdad, la începutul primăverii, cred că una dintre lucrările, primele lucrări pe care vi le-ați permis a fost în acea zonă. Ați lucrat la bordurare sau ce lucrări de amenajare au fost? Da, am lucrat și nu numai acolo, am lucrat și în Angel Salini un pic. Să sperăm că fondurile vor fi mai mari și vom finaliza mai multe lucrări de importanță pentru cetățenii din zonă. Nu este numai o promisiune, poate să fie și o certitudine asta. La anul să sperăm că vom face mai mult pentru dânsii. Cum de altfel ne-am gândit și cu sărbători de an și în zonele aceste marginașe vom încerca să punem și acolo câteva instalații de astea festive. Imediat discutăm, aș lăsa subiectul pe finalul discuției. Suntem foarte curioși, vrem să aflăm cum va arăta municipiul anul acesta și poate primim și o veste bună de la dumneavoastră, să fie ceva mai bine față de anul trecut, că au fost câteva probleme. Domnule Scoruș, dar achiziții de amploare au avut loc în cadrul instituției ADP? Achiziții de amploare, în afară de cele necesare și utile efectuării lucrării de bordurare și asfaltare, am mai avut o achiziție bună și frumoasă pentru copii, locurile de joacă. Este valoroasă, poate pentru noi nu foarte valoroasă ca sumă, dar pentru noi este și să și vede cât de frumoasă a fost lucrarea. Mă refer la locul de joacă din Parcul Central. Dacă unii cetățeni care au fost atenți la locurile astea de joacă, noi am luat-o cu pași mărunți din ce în ce spre mai bine. Adică, să punctez, locurile de joacă au fost dotate cu strictul necesar, nisip jos, leagăne, balansoare, topogame și așa mai departe. După care am evoluat un pic și am încercat să facem cu acea suprafață de tartan. Aici ar trebui să zic eu ceva nu prea așa, referitor la cetățenii din zonă, la copiii din zonă, că nu au știut să gestioneze. Pentru că s-a văzut cu ochiul liber, clar. Așa. Prima dată le-am pus pe suprafață de nisip. Am văzut că se rup din ele. Deci aveau acces ușor la
acea suprafață de putea să rupă și am încercat să facem... Am înțeles că nici materialul respectiv nu a fost foarte solid și... O să vedeți că o să spun și aceasta. Și atunci nu știam care este cauza și atunci am încercat să facem pe o suprafață de beton pe care să punem acest tartan. Este zona, este un loc de joacă din piață pe care am făcut prima dată, pe urmă, la Big, parcul de la Big. Nici aceasta nu a fost ok. Și am început și noi să ne interesăm. Ulterior am văzut la Buzău, tot pe o suprafață cimentată, lipit niște suprafețe. Și ne-am zis, hai să facem loc de joacă cu suprafața asta de cauciuc, pe care să o punem pe nisip. Am avut în parcul central, din suprafața lui, numai 99 de metri, 100 de metri pătrați cu... astfel de suprafață. Era împrejmuit în nisipul, da? Da, era împrejmuit în nisip și numai în jurul elementelor de joacă. E, și acum, ca să fie și frumos și mai practic, am găsit o firmă care le face la o suprafețe de o jumătate de metru, de un metru. Noi am optat pentru pătrate de o jumătate de metru. De ce? În caz că se rupe, dispare, am luat-o, am nivelat și am pus-o la loc. Cred că e cea mai bună metodă. Și văzând faptul că acestea în parcul central au rezistat cel mai bine, am luat noi decizia și împreună cu conducerea noastră să extindem la întreg parcul central. Am dat comandă de o suprafață mai mare de material de la acesta de cauciuc pentru locul de joacă și ne-am gândit să mai facem un loc de joacă în zona pod, ultimul loc de joacă, care și pe acela l-am finalizat. Alegerea acestor două culori și cum le-am pus noi așa în tablă de șah dă, e foarte plăcut ochiului și foarte preciat de părinți. Mamele în special ne-au mulțumit foarte mult. Mă gândesc că și la solicitarea părinților ați intervenit și ați luat această decizie. Dacă vă aduceți aminte, acum vreo 2 ani am încercat să reparăm elementele de joacă, topogamele. Ele au fost și la bune la vremea lor, au trecut niște ani, mai mult de 10 ani și s-au uzat ca să înlocuiești cu totul, așa, ar costa foarte mult. Am găsit o firmă care a zis că ne ajută. Au reparat acelea, dar nu mulțumitor, mai mare pericol ăla. N-am mai insistat și ca să vedeți că am avut noroc și acum nu se mai poate lucrul acesta. La producătorul care a livrat aceste locuri de joacă și acesta era în insolvență. Cel care a preluat, din Germania este, ne-a promis că ne face câteva elemente câte dorim. Au fost bani... Deci, cu alte cuvinte, dacă ele sunt deteriorate, și sunt, pentru că, vedem, am fost, suntem părinți, am fost în parcuri, în locurile de joacă în această vară cu cei mici și am văzut ce se întâmplă acolo. Deci, dacă sunt deteriorate, nu avem cum să le înlocuim, dar puteți interveni să le reparați, aici vreau să ajung. Deci, acela ne-a făcut odată, le-am înlocuit elementele la topogam acolo, după care am vrut anul acesta să mai reparăm ce nu am putut, n-am avut bani suficienți când am dorit noi și le-am făcut pe cele mai multe. Nu se mai poate. Cei care livrează acum, livrează întregul element și este scump. Nu-i suportabil așa pentru câte locuri de joacă. Mai așteptăm acum. Și în perioada copilăriei mele, în parcurile din Râmnicu Sărat, erau niște plăcuțe de informare cu un regulament al parcului, modul în care trebuie folosite băncuțele, elementele de mobilier, elementele destinate jocului. Da, păi anul trecut am făcut pentru toate locurile de joacă un panou de informare pe care le-am pus la toate locurile de joacă. Și ca să vă spun, în parcul central a mai fost o solicitare de la cei care vizitau și se odihneau în parcul respectiv cu bicicletele. Faceți, domnule, ceva și cu bicicletele. Și am pus semn la intrare și la ieșire accesul interzis bicicletelor. Vreau să mai spun cu locurile de joacă, în afară că sunt rupte de copii și joacă fotbal pe aceste terenuri după lăsarea întunericului. Și duc, bineînțeles, la... Dar și în timpul zilei. Vă spun clar că și în timpul zilei se întâmpla acest lucru în vară.
Și noi când ne-am dus așa de mai multe ori în control, am văzut că chiar și mămicile se dădeau un leagăne și consumau și... Cunosc copii care întrebau, mămicile au voie să folosească semințele, aceste da. Obiecte destinate nouă? Și da. Fumau în fața copiilor și așa mai departe. Nu este vedeți, okay. Aici și mâhnirea noastră, reprezentanții da. Presei și mâhnirea cetățenilor. Adică, vedeți, cetățenii nu știu de ce probleme ne lovim noi, odată ce le rezolvăm, nu, de multe ori nu ai și o satisfacție. Felicitări pentru munca depusă. Ce ați reușit să realizați acum în Parcul Central, în parcul din zona Pod, este vorba de ultimul parc ultimul din zona parc, da. Pod, nu Parcul Orizont. Dar întrebarea mea, și nu voiam să vă întrerup, oare s-or păstra? Sunt ușor de deteriorat? Acum trebuie să ne gândim la toate posibilitățile și să ne luăm toate măsurile. Noi mai avem câteva de rezervă. Așa am fost prevăzători pentru un caz când s-ar distruge. Ele sunt rezistente. Nu știu ce soluție să mai abordăm după aceasta ca să fie forever sau măcar pentru un timp mai mare. Avem cu speranța că cetățenii vor fi o leacă mai conștiincios și vor păstra. Și adulți cu ochii pe cei mici, dacă tot mergem cu copiii la locul de joacă, să ne uităm la cei mici, nu pe... Nu strică un telefon la poliția locală, deși sunt foarte săritori, dacă vă observă ceva, văd la gară, ăla, locul ăla de joacă de la gară, nu știu, cel mai devastat a fost, în afară de faptul că de multe ori a rupt suprafața aceea de tatam, chiar a dat foc topogamul, foc în interior. Știți, blocurile sunt la câțiva metri, dar chiar nimeni n-a văzut. Văd domnul Scoruș, dar nu se implică de teama eventualelor conflicte care pot apărea. Se tem pentru că sunt amenințați. Am asistat la discuții, am asistat la certuri, la amenințări, chiar și cu reprezentanții poliției locale de față, da. Dar trebuie să fie puternici cei care vor să ofere un exemplu demn de urmat. Noi sperăm să perseverenți, învingem. Așa, să învingem și să reușim să ținem cât mai mult pe lână de plutire a tuturor lucrurilor pe care noi încercăm să le facem, lucruri frumoase pe care încercăm să le facem. Iar acum aceste locuri de joacă nu prea mai sunt folosite într-un procent foarte mare și din cauza vremii, condițiilor meteo. Dar recomandarea mea, și mă gândesc că sunteți de acord cu mine, ca pe viitor orice cetățean al municipiului Râmnicu Sărată, dacă se sesizează în aceste locații defecte sau avarii, lucruri care pot pune în pericol viața celor mici, să vă anunțe, pentru că nu este de glumit. Așa este. Poate una din alte soluții ar fi să împrejmuim cu cheie și să dăm cuie, să mai respecte un program. Nu cred că ar Dar fi deja nu mai e vorba okay. de libertate și de loc de joacă în aer Devine liber. Devine ceva privat, nu mai e public. Da, să sperăm că nu ajungem acolo. Discutăm, vă rog, foarte mult despre întreținerea spațiilor verzi la Râmnicu Sărat. Cum stau lucrurile? Sunt cetățenii pro și contra unor lucrări și de modul în care s-au realizat aceste lucrări de reamenajare a spațiilor verzi? Da, dacă mă întrebați pe mine, chiar anul acesta, pentru că este ultimul, ultimul pe care l-avem așa în mână. Eu am fost foarte mulțumit după cum s-au aranjat. A fost plăcut. Încă de primăvară, cu panseluțe, cu năsturași, cu spormul, s-a continuat cu floricelele acestea, cum le zice, sporul casei, vinca și așa mai departe, terminând acum cu crizantemele de dimensiuni mici și mari, pe care noi le-am plantat acum și sperăm că vor ține și până la primăvară. Acolo unde ați intervenit, da, a fost frumos, dar au fost cu siguranță și zone unde nu s-a intervenit, zone care altădată poate erau viu colorate și cetățenii se obișnuiseră cu o imagine frumoasă a unor artere și bulevarde importante din Râmnicu Sărat. Știți, întotdeauna vorbeam de solicitări. Să are cineva o idee, oricând poate să se adreseze la noi, zic, eu sunt de părere așa sau așa. Dumneavoastră ați făcut invers sau nu ați spus pe asta. Nu e bine așa. Vrem așa. Nu, că noi nu avem să știm ce gândește fiecare. Suntem 33.000 de suflete peste 33.000 de suflete aici, în Râmnicu Sărat.
fiecare poate în mintea lui acolo ascunsă are o idee bună. De ce să nu o valorifice, să spună? Și astfel eliminăm discuțiile astea. Toată lumea se pricepe ca la fotbal. Da. Hai cum își dă cu părerea și acolo și aici la fel. Noi am făcut la limita fondurilor care am avut și a lucrătorilor disponibil, am făcut acesta. Dacă cineva consideră că se mai poate face și altceva sau cum să le spun, noi am zis că am adus năsturași și că sunt mai rezistenți și cu panseluțe. Dacă vrea cineva și are altă idee, să vină să spună. Nu-i dar se întâmplă? Vin cu propuneri? Nu. N-am auzit. Să vină să spună că nu știu ce. Suprafața este, spațiul verde este foarte mare. Bineînțeles, încă o dată spun, cu lucrătorii și cu fondul care le avem, zona centrală, că este cea mai utilizată de către toți cetățenii noștri, preconizăm ca în viitor, după ce se vor deschide și parculețele care le avem în plan, și în cartele marginale și să continuă. Poate se aprobă și un număr de lucrători mai mare la ADP pe partea aceasta și vom încerca să-i mulțumim pe toți. Dar dacă nu spun, de unde să știi? Așa să vorbești la colț de stradă, da, e la îndemâna oricui. Dar nu, deci bine, într-un cadru oficial să vină cu o propunere oficială pertinentă față de noastră. Care este stadiul parcului din Bariera Focșani? Pentru că ați vrut să amintiți mai devreme. La parcul Bariera Focșani am început de la începutul anului, să zic așa, cu o întreținere sumară și ne-am dat seama cât de devastat e și acolo. Am constatat că acele lămpi nu mai funcționează, trotuarul era inundat de vegetație. Noi cu băieții... Parcul aceștia, mai este supravegheat, mai este monitorizat în prezent? El are niște camere acolo. Da, să zicem că mai este supravegheat. Trebuie reevaluat și acest lucru. Am avut pază, acum nu mai este pază acolo. Ce lucrări am vrea să facem acolo? V-am spus că trotuarul a fost inundat de vegetație. Am eliminat vegetația și piatra de acolo. Conducerea unității noastre a fost de părere că e cel mai bine să facem câteva alei betonate și să redăm cumva circuiturilor copiilor de acolo să plimbe cu role, cu trotinete, cu chiar să fie folosit de cetățeni. Din cauza vegetației poate era o piedică aceasta. Sunt băncuțe, sunt pomi în creștere. Iar lămpile, vrem să le dotăm cu lămpi de astea economice pe LED și iluminarea, ele au fost proiectate, poate cu asta trebuia să spun, lămpile respective cu baterii solare și cu acumulator îngropat în pământ. Acumulatorii nu mai sunt. Au fost furate, da, lămpile sau acumulatori au fost furați? Au dispărut de acolo, dacă mai sunt câțiva, oricum nu mai funcționează. Din ce cauză nu mai funcționează? El este supus, parcul, este supus intemperiilor în mod pregnant acolo, nu are adăpost. Iarna suflă vântul de nu se poate. Iar acumulatorul nu rezistă la frig. Și atunci noi ne-am gândit, păi hai, când betonăm aleile acestea, facem un cablu îngropat, astfel încât să alimentăm toate lămpile, le dotăm cu altfel de lămpi, păstrăm numai suportul stâlpului ăsta de care este la ora actuală și va fi și frumos și practic, de ce am zis betonat, nouă ni s-a părut mai ieftin așa. Și facem numai o singură alee. Nu am făcut de în vară, pentru că specialiștii au spus că betonul nu rezistă dacă îl turnăm la temperatură ridicată. Și atunci cum e? Începem acum să facem, dacă vremea ne mai permite, să facem betonarea unei alei ca să primim cumva acceptul de la cineva. Da, e bine, continuați așa, inclusiv cu rând de stâlpi să iluminăm și cu alei de la un capul la altul a parcului. Dacă oare va atrage acest parc vreodată râmnicenii acolo? Eu zic că da, m-am uitat că zona respectivă s-au construit foarte multe case destul de frumoase și aceste case vor fi locuite de cineva care la rândul lor vor avea copii.
Ori spațiul acesta vast va bucura pe cineva în final. Și dacă este îngrijit, dacă este îngrijit, amenajat așa cum trebuie? Mare parte nu s-au uscat. Dar nu e asta problemă, că ăștia se plantează. Spațiul să fie redat, să fie folosit. Dacă faci alee, ai băncuțe, eu nu știu, cineva care se poate plimba și are un copil mic, îl poate duce acolo, sau copiii se pot da cu role sau ce mai. Dar după ce își va schimba probabil imaginea întregul cartier acolo, după ce se vor pune multe la punct. Știți, și gardul s-a deteriorat, gardul a fost făcut din scândură, trebuie regândit și împrejmuirea gardului, poate și o irigare a gazonului să facă mai amplu, pentru că suprafața este mare și încă este deschisă, nu sunt copaci crescuți la anumită înălțime ca să și să dea o umbră pe terenul respectiv și evaporarea pe să nu se mai facă așa de rapid. Și odată ce realizăm acolo o investiție, ar trebui și supravegheată. Ați văzut ce se întâmplă aici, în centrul municipiului Râmnicu Sărat, la câte asistăm. Da, am văzut că se extinde rețeaua aceasta de monetizare video în întregă orașul și este un lucru bun. Și bineînțeles și acolo, dacă tot este infrastructura, încă în parcul acesta nu este alimentat cu energie electrică. V-am spus că a fost baterie. Și asta a fost o problemă. Poate făceam iluminatul pe o singură parte, dar am zis, când încep lucrările, hai să ne facem ce avem urgent, iar acesta să fie un moment de respiro, că atunci beton nu e. Mai la sfârșitul anului să facem ce ne-am propus. Dacă nu, la anul, în primăvară. Oricum vom face, locul acela nu va rămâne așa cum este. Domnul Scoruș, discutăm puțin și despre compartimentul sistematizare rutieră. Tot ce înseamnă marcaje pietonale, indicatoare rutiere, limitatoare de viteză în municipiul Râmnicu Sărat. Discutam de apariția unor sensuri giratorii în municipiu. Înțelegem că suprafețele de pe străzile respective nu permit amenajarea acestora. Vă rog pe noastră să prezentați zonele, pentru că știți mai bine care sunt străzile. Vorbim de două mari intersecții. Una în zona centrală, lângă primăria Râmnicu Sărat, și una undeva pe strada Unirii din municipiu. Acolo, pe strada Unirii, să zicem că s-are imediat prin acel marcaj și n-a mai fost o sesizare anume din partea participanților la trafic. Iar la intersecția de la Nicolae Bălcescu cu principiile Ferdinand este încă în studiu lucrarea. Da, e bine zis lucrarea, pentru că domnii de la Serviciul de Transporturi Intern au o altă părere, că nu ar fi ok și nu numai dâns și poate și mijloacele de intervenție rapidă iar încurca din cauza locului prea îngust. Bineînțeles că domnii de la sistematizare rutieră, mai ales început de an școlar, desfășoară niște activități de marcaj rutier, îndeosebi în zona școlilor, în zona grădiniților, a spitalelor, a instituțiilor în general, dar întâi grădinițe și școli, pentru că acolo este o problemă. Pe urmă se continuă cu marcajul ăsta pietonal, care trebuie ținut de aproape, astfel încât el să fie marcat și să fie observabil de către participanții la trafic și nu numai, chiar și de pieton, să știe pe unde pot să traverseze, astfel încât să nu se întâmple evenimente rutiere nedorite. Mai avem și aici o problemă cu cetățenii. Tot domnul de la sistematizare rutieră se ocupă de înlocuirea și repararea marcajelor rutiere, care continuă să ne facă probleme cetățenii, anumite cetățeni, în sensul că le distrug, le vandalizează și chiar le sustragă din anumite locuri, periclitând fluența traficului rutier. Și vorbim de străzi de aici din municipiu, nu de cartierele centrale, periferie. Chiar nu numai că de la marginea orașului nu știm cine e apă, chiar din zone centrale.
cum de altfel distrug foarte des mobilierul stradal. Chiar săptămâna trecută am văzut o băncuță unde e fosta fântână arteziană după Aleea Primăverii, în spate acolo, o băncuță care are suportul de fontă și este retezată la nivelul șezutului. Păi, trebuie muncă ca să sparge fonta aceea. Și de ce ești atât de egoist dacă ce ți-a făcut banca? Alții, nu lași pe alții ca să se liniștească și să odihnească în locul. Și chiar întrebarea, chiar nu vede nimeni? Chiar să nu fi auzit, să nu fi văzut nimeni? Să distrugi o bancă din fontă cum e aceea, trebuie să creează și nu numai forță, ci zgomotul care este însoțit de distrugerea acesteia. Și sunt costisitoare? Costă mult înlocuirea unui asemenea indicator rutier? Ele, cum să spun, înlocuirea băncii respective, timpul pe care trebuie să-l plătești pe lucrătorul, manopera, apoi materialul pe care le folosește acolo și de asemenea distrug foarte mult coșurile de gunoi. Le mai reparăm, le mai redăm circuitului, așa, dar ele nu mai arată ok. În zona centrală apune un coș din tablă care a fost boțit. Nu dă bine unuia care vine din afara orașului. Hai să zicem că nici ăsta din oraș nu prea se împacă bine, dar știe cu cine ar de-a face. Dar cei care sunt în vizită, ce părere își fac? Cu ochii pe cei care recur la asemenea gesturi și sancționați. Altceva ce să facem? Da, da. Mi-aduc aminte, așa ziceți dumneavoastră, mi-aduc aminte de un domn primar după a New York-ului care dânsul avea o problemă cu grafitiul acesta. Și își formase o echipă în cadrul primăriei, unde vedea, ștergea asta. Aia vopseau dânsii și ștergeau. Până la urmă au cedat, că și-a dat seama că ăștia degeaba costă și vopselul ăla. Și nu a mai apărut după un timp acele desene de grafite. Și mi-a rămas acest lucru în memorie, undeva, într-un colț, într-un unghier al creierului. Cam așa trebuie să procedăm și noi. Să tot reparăm, să reparăm. Nu, cred că așa procedați și nu ar mai trebui. Ar trebui să spunem nu, capitol încheiat, trebuie să fim mult mai hotărâți. Cu poliției locale și îndeosebă a cetățenilor, că dacă nu am o poziție, am văzut și eu la televizor, cel care ia o poziție, nu prea e văzut. Nu, păi sunt arătați cu degetul și de aceea nu se mai implică nimeni și stai și te gândești să e o poziție sau să nu e o poziție. Discutăm despre serviciul de ecarisaj, acțiuni de sterilizare pentru patrupedele fără stăpân din municipiul Râmnicu-Sărat, situația înregistrată la padocul gestionat de dumneavoastră și adopții. Dacă sunt râmnicieni interesați să adopte câinii comunitari. Da, noi avem în cadrul ADP-ului și un serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, care de la an la an a început să dea rezultate. Bineînțeles că este și pe măsura investițiilor pe care noi le-am făcut în cadrul acestui serviciu. Lucrătorii au rămas aceiași, dar investiția a fost din ce în ce mai mare. S-a padocul respectiv s-a modernizat, s-a dotat cu ultimele cerințe pe care au fost date prin măsuri de la domnii de la DSV când au venit în control la noi, astfel că acum în final avem și o cameră frigorifică cu cam de 25 metri cubi, ce ne oferă o mare posibilitate de a gestiona mai bine cadavrele din zonă. Și aici, la serviciul acesta, se poate spune multe. Au apărut animale sălbatice în municipiu, care sunt susceptibile unei de purtători de virusul ăsta, rabie. A capturat în ultim timp o vulpe pe strada domnească, care a creat mari probleme. Și în municipiu? Da, în municipiu nostru, așa. Legat de capturarea câinilor, pot să zic că anul acesta s-au capturat 6-8 câini.
Și din... La solicitarea râmnicenilor, da, v-au reclamat prezența acestora agresivi? Colegii mei își iau utilitara, materialele necesare și au plecat la unde au avut solicitarea. Solicitarea este de pe întreg teritoriul municipiului și nu numai, chiar și din cartierele situate la marginea municipiului și comunele învecinate noi. Ne ducem acolo că pentru un câine care este la marginea municipiului, acela poate genera sau poate da naștere altor pui mai mici care în viitor ne creează nou. Și atunci încercăm să satisfacem și solicitările care vin de la cetățenii care locuiesc în comunele învecinate. Care sunt zonele problematice la momentul actual? Mai avem probleme deosebite în municipiu? Zone în care sunteți zone de intrare în municipiu, zone de intrare, deosebit unde e oborul. Partea de la intrare pe E85 și partea dinspre șoseaua Podgoriei. Care este explicația? De ce doar zonele de intrare în municipiu? Da, e așa o, cum să spun, explicația este logică pentru că aici... Sunt aduși din localitățile... Da, sunt din localitățile învecinate, fără să-și dea seama că el a scăpat de o problemă, dar creează probleme la alții. La noi, fiind o densitate mai mare de populație, sunt și mai mulți copii, și sunt supuși acel pericolului mai mare, au mușcături, chinul sau... Doamne ferește să fie bolnav. Dar aici, în Râmnicu Sărat, avem probleme, anumite cartiere cu probleme deosebite sau lucrurile s-au mai liniștit în ultima perioadă? A situată la intrare pe E85, Barasca și cartierul Bagdad. Cartierele aici, cu case, să înțelegem. Da, da, în zonele cu casă sunt cu probleme. E o schimbare, dumneavoastră m-a întrebat și de sterilizarea, din ce în ce este o participare mai mare a cetățenilor din municipiu și aduc, care își aduc căței la sterilizat. Noi avem, ne bucurăm de participarea unei doamne doctor, Viziru Simona, care ne ajută la sterilizarea câinilor în mod gratuit. Numai cetățenii noștri să vină să facă o solicitare, dacă nu personal la ADP, telefonic. Acțiunea este valabilă până la finalul anului? Da, dânsa ne-a promis că poate și la sfârșitul anului și la anul ne ajută. Noi am capturat, încercam să spun, 700 și ceva de câini, de care 70 au fost adoptați și numai 8 revendicați. Deci e clar că sunt... mulți, iar zic, aduși în localitate. Sterilizații până acum, să zic, de la începutul anului sunt 280 de capete. Cheltuielile încercăm să le mențin la minim pe cap de animal. Condițiile sunt optime, a spus că suntem monitorizați de DSV, deci nu avem un control și n-ai cum. De încă de la început s-a înțeles foarte bine acest aspect de către conducerea ADP-ului și a acordat atenție maximă și a dat fondurile necesare pentru a utila, a dota. Chiar acum, pentru a merge mai fluent sterilizarea, conducerea a fost de acord să achiziționeze o masă de asta de operație inox cu perfuzii, cu tot ce sunt necesare operații de sterilizare. Doamna respectivă, dacă noi am văzut că dânsa dorește, și noi să-i oferim tot ce dorește. Și ne-a mulțumit prin activitatea dânsei 280 de capete anul acesta de unul singur și în mod gratuit, înseamnă ceva. Domnul Scoruș, ce alte lucrări își programează sau și-a programat ADP Râmnicu Sărat pentru finele acestui an? Ce veți face în perioada următoare? Bineînțeles, dacă vremea va permite.
Dacă vremea va permite, începând de luna viitoare, vom începe să montăm instalațiile festive de sărbătorile astea de sfârșit de an, pe care spuneam o să fie câteva surprize îndeosebi în zona centrală, și vom încerca să mulțumim și cetățenii din cartiere marginașe. Aici aș puncta iar cu un exemplu în cartierul Anghel Salin, când am pus acel brad și cu beculețele alea frumoase, nici nu știu dacă a rezistat o noapte și a și dispărut. Am mai încercat, am mai pus în cartierul Extindere Costin, chiar în mijlocul unui parculeț de acolo, la fel, dacă a rezistat o seară. Deci nu e ok. Cu bradul și... în spate, domnul Scovăș. Da, dacă lumea vrea și nu este atent la, măcar să ne sizeze la aceste distrugeri, noi cum putem continua așa? Lumea se supără, pe și eu sunt, și eu fac, și eu sunt contribuabil. Da, dar uitați, unde nu este supravegheat... Anul acesta vă orientați către alte cartiere, acolo unde oamenii știu să respecte munca dumneavoastră, pentru că vorbim de banul nostru, de banul public, de o investiție serioasă. Și noi, bineînțeles, că unde vedem că e mai multă grijă, o să punem de la an la an mai multe instalații sau vom face, cum să spun, mai multe lucrări de, care ne privesc pe noi, și în zonele respective, astfel că cetățenii să fie mulțumiți. Vom avea brad natural în zona centrală? E discutabil. Momentan n-am mai găsit brazi. Dacă găsim brazi și până comunele apropiate, vom pune și brad natural. Probabil avem... ornamente și instalații luminoase... V-am spus, așa și prin cartierele municipiului. O să fie o surpriză plăcută anul ăsta, altfel decât până acum. Măcar atâta pot să zic. Sperăm să bucure toată lumea, astfel încât și parcul central cu tot ce este pe lângă zona centrală să fie frumos și toată lumea să bucure de cele care le văd. Înțelegem că atenția va fi îndreptată asupra zonelor și arterelor principale, arterele de intrare în municipiul Râmnicu-Sărat, dar să le facem o bucurie copiilor și în celelalte zone ale municipiului. Noi îi mulțumim pentru prezența domnului Viorel Scoruș, inginer în cadrul ADP Râmnicu-Sărat. Mai voiați să transmiteți ceva? Eu mă gândesc că ați răspuns la toate întrebările și aspectele ridicate de mine în ediția de astăzi. Vă rog. Le cer cetățenilor mai mult respect bunurilor pe care le-au în grijă, bunurile publice pe care le-au în grijă. Și aici intră nu numai mobilierul urban, ci bunurile, toate bunurile publice. Astfel încât să nu mai avem așa mari distrugeri. Și că și noi, dacă suntem și noi încurajați, văzând că rezistă aia, rezistă, ne gândim la altceva. Și la un an va fi câte o surpriză. Eu zic că locul de joacă, cele două locuri, e o mare surpriză pentru municipiul nostru. Surpriză sunt și străzile asfaltate. Am asfaltat strada parcului, care într-o zonă marginașă, și pe măsură ce vom putea și fondurile vor crește la un an, vom face și mai multe bucurii. Pentru asta existăm și noi ca unitate și ca oameni. Mulțumim încă o dată invitatului de astăzi și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Dacă aveți propuneri pentru temele de discuție aici la Presa Liberă Trecere, vă așteptăm cu ele pe adresa emisiunii, dar și la redacția noastră. Vă doresc o seară liniștită și numai bine. La revedere! Presa Liberă Trecere.